Având o vechime de peste 2000 de ani în peninsula coreană, Taekwondo este una dintre cele mai vechi și populare arte marțiale practicate în lumea întreagă. Numele acestei arte coreene nu este întâmplător, ci are o semnificație aparte. Tae înseamnă picior și se referă la lovitura executată cu membrele inferioare. Kwon semnifică pumn și reprezintă tehnica executată cu pumnul închis. Do reprezintă calea, metoda și face referire la disciplină. Astfel, Taekwondo reprezintă metoda de luptă care se folosește de tehnici defensive executate cu membrele inferioare și superioare. În Taekwondo, uniforma este importantă, consistând în principal în acea ținută albă și centură în talie. Centurile sunt împărțite pe culori, fiecare reprezentând gradul de maestrie. Centura albă este pentru începători, iar cea neagră, după cum bine se știe, reprezintă nivelul cel mai avansat. Dar poate ce nu știați este că și centura neagră are propriile niveluri care poartă denumirea de Dan. În Taekwondo există 9 Dan, iar ca să ajungi să obții centura neagră și primul Dan durează între 2 ani jumătate și 4, în funcție de abilitățile fiecăruia și frecvența antrenamentelor. În România, Taekwondo este o disciplină foarte apreciată și practicată în multe centre sportive. Numai în București sunt foarte multe centre care oferă cursuri chiar și cu maestri coreeni. Taekwondo reprezintă un punct de reper în artele marțiale, căutând să creeze unitatea între minte și corp. Este un sport care reflectă calmul, disciplina, echilibrul și puterea de autocontrol atât de definitorii poporului corean.